Bună ziua, mulțumați agricultori, vin cu o informație de interes pentru dumneavoastră. Săptămâna trecută la Comisia Situație Excepțională au fost alocate cele 100 de milioane din fondul de intervenție către Ministerul Agriculturii și Ministerul Agriculturii toată săptămâna a lucrat asupra elaborării hotărârii de guvern care va urmează să fie votată și ținută de către guvern miercuri, săptămâna aceasta la ședința de guvern și, evident, regulamentul. Regulamentul a fost elaborat, discutat vineri cu agricultorii, cu reprezentanții asociațiilor de profil de profesionale de producere a cerealelor și oleaginoaselor. Și după discuții, obiecții, îmbunătățiri, vreau să vă prezint regulamentul final de distribuție a acestor 100 de milioane de care vor beneficia agricultorii din Republica Moldova. Deci este vorba despre rezultatele secetei și arșiței din Republica Moldova. În acest an, într-un mod extraordinar de negativ, s-a răsfrâns asupra raioanelor din nordul Republicii Moldova arșița, lucru nemai întâlnit în acest areal, în aceste regiuni. Și din acest considerent, noi vom avea două noțiuni, sunt noțiunile de secetă și noțiuni de arșiță, care la rândul lor sunt prinse în fiecare act eliberat de către Comisia Situație Excepțională Raională. Este vorba despre consecințele calamităților naturale, pentru că ele sunt calamități naturale din 2024 pe segmentul de grâu și porumb. De ce aceste două culturi? Pentru că Ministerul Agriculturii garantează siguranța alimentelor, alimentară a Republicii Moldova, anume pe aceste două culturi care sunt folosite în consum uman și, evident, cum ar fi grâu fragier sau porumbul, în furajarea animalelor. Deci, noi vorbim despre aceste două culturi în mod deosebit, indiferent de faptul că suprafețele și de rapiță și de floarea soarele, culturi tehnice, tot au fost afectate. Urmează să faceți actele. Actele să le folosiți pentru sistemul bancar, să le folosiți pentru contabilitate, pentru reducerea și de a avea posibilitate legală să vă declarați pierderile, ca ulterior în control, când va fi efectuare către inspectorat fiscal, să nu fiți obligați, neavând aceste acte, să restabiliți TVA-ul și să-l plătiți, când o să aveți posibilitate juridică, legală, să vă luați în cont toate pierderile despre care vorbim în acest an. Deci, în primul rând, noi vorbim despre ajutorul se calculează și se acordă solicitanților prin intermediul AIPA. Toți agenții economici care au acte de secetă și arșiță pe porumb și grâu în anul 2024 trebuie să depună la AIPA în raza persoanei juridice unde și are declarat sediul persoanei juridice, chiar dacă are actele constituite și terenurile sunt lucrate în mai multe raioane. Le comasăm și mergem într-o singură agenție. Ajutorul se acordă dacă, potrivit actelor de constatare, seceta și arșița a afectat cel puțin 60% din recolta culturilor de porumb și cel puțin 70% din recolta culturii de grâu. Valoarea maximă de ajutor conform prezentului regulament nu poate depăși suma de 500.000 de lei per solicitant. Punctul 6. Plafonul maxim al ajutorului financiar cumulativ acordat unui solicitant în 2024 este de 1 milion de lei, inclusiv din ajutorul primit pentru compensarea parțială a prejudiciilor cauzate de calamitățile naturale în 2023, conform hotărârii de guvern 102 din 2024. Despre ce este acest punct? În martie-aprilie 2024, agenții economici care au avut calamitatea naturală seceta la porumb în 2023 au beneficiat de suport din partea statului de 50 de milioane de lei și vorbim despre 384 de agenții economici care au beneficiat de acest suport și ca să aducem echitate în ceea ce privește suportul financiar din partea statului și compensări, noi am introdus această noțiune. Deci, per total, un agent economic nu poate beneficia mai mult decât de 1 milion de lei suport din partea statului ca să putem să distribuim banii în mod echitabil și să ajungă la toți agricultorii din Republica Moldova în mod egal. Mai departe, terenul agricol care se află în area de servire a unui sistem centralizat de irigare funcționale nu sunt eligibili pentru acordarea ajutorului. Deci dacă în area sistemelor unde aveți dumneavoastră terenurile sunt sisteme de irigare și dumneavoastră nu le-ați inclus din vari motive, nu veți fi eligibil pentru a primi astfel de ajutor.
Terenurile agricole care au beneficiat de asigurare subvenționată, conform prevederilor legii, privind asigurarea subvențională la agricultori, nu sunt eligibile pentru acordarea ajutorului conform prezentului regulament. Adică dacă dumneavoastră aveți o poliță de asigurare pentru acele terenuri și a intervenit cazul de asigurare, trebuie să mergeți spre companiile de asigurări, pentru că Ministerul Agriculturii plătește 70% din contravaloarea poliției de asigurare și dumneavoastră trebuie să vă preluați, adică trebuie compensările prejudicii, trebuie să făcute de companiile de asigurări în care noi, la care noi le-am plătit acele 70% din polița de asigurare. Terenurile agricole care au beneficiat, așa, în scopul obținerii ajutorului, solicitantul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții. Să cultive porumb și sau grâu, să rețină actul de constatare a pagubilor cauzate culturilor agricole urmane a situațiilor excepționale cu caracter natural ale anului 2024, și acum e cel mai important. Cel puțin 50% plus minus 5% din suprafața în posesie să fie afectată de situații excepționale cu caracter natural, indiferent de tipul culturii sau natura situației, îngheț, ploi, abundente, grindină. Adică ce înseamnă lucrul ăsta? Conform formei 4 agre, care noastră ați depus-o până în data de 3 iunie anul curent 2024, ne-ați declarat toate suprafețele pe care noastră le-ați însămânțat, care le lucrați, care le aveți, spre exemplu aveți 1000 de hectare, noastră trebuie să dețineți actele la toate calamitățile care le-ați avut, că au fost grindene, că au fost înghețul de primăvară, ele toate se iau în calcul ca să alcătuiască acele 50% din suprafața afectată, plus minus 5%, ca să fiți eligibili pentru a primi astfel de... Aceste măsuri sunt introduse pentru a veni cu suport spre agenții economici care sunt cel mai și cel mai mult afectați. Vorbim despre agenții economici care au calamitate naturală pe suprafețe mult mai mari decât 50% din suprafața lor lucrată, care evident duce din punct de vedere economic la situații foarte și foarte complicate de rezolvat. Se dispună de raport statistic 4 agre, totalurile semănăturilor pentru recoltă, în baza căruia se va calcula suprafețele eligibile înregistrate la organul teritorial pentru statistică până la data de 3 iunie 2024, excepții fiind solicitanții care gestionează o suprafață de teren agricol mai mică de 10 hectare, care prezintă certificatul de confirmare eliberat de autorități reprezentative ale administrației publice locale. Adică dacă sunteți o gospodărie țărănească care lucrați o suprafață de 10 hectare sau mai mică, cu porumb sau cu grâu, de asta aduceți acest certificat că lucrați o astfel de suprafață și nu este nevoie de certificatul 4 agri și de asta veți fi inclus din start la măsura de compensare a acestor pierderi, fără celelalte tipuri de analiză a documentelor. Mărimea ajutorului per solicitant la culturile de grâu și porumb afectați calculează conform agenției baza sumei totale acordate. Există formula, formulele de calcul vor fi prezentate la, prezente la fiecare dintre societățile noastre AIPA în regiuni, noi avem 10 în regiunile noastre unde trebuie de mers și de depus actele în sine. Adică, acum la etapa actuală, fiecare agent economic trebuie să finalizeze actele pe care le are, după care o să urmeze procedura, după miercuri va fi publicat și din momentul publicării AIPA va deschide măsura de recepționare a dosarelor. Din acest considerent, apelul este către toți agenții economici care au acte de secetă și arșiță și au culturi grâu și porumb și vor beneficia de aceste compensări, să-și pregătească toate dosarele ca în acea perioadă de 20 de zile lucrătoare, adică vorbim despre aproximativ o lună calendaristică, să se reușească în mod rapid depunerea dosarelor, analiza dosarelor, ca Ministerul Agriculturii prin intermediul AIPA să reușească să facă plățile. Această măsură cu 100 de milioane vine în suportul agricultorilor, mai ales că vorbim despre lunile octombrie, septembrie, octombrie, în care vin perioada începerii unui an nou agricol și va fi un suport extrem de bun pentru agricultorii care încep noul an agricol. Pe aceeași cale vreau să vă informez că Ministerul Agriculturii lucrează asupra proiectului de lege pentru situația excepțională care va fi votat de către guvern, susținut de către guvern și ulterior votat de către Parlament în această săptămână. Noi suntem în proces de avizare, discuții cu celelalte instituții ale statului și cel mai probabil miercuri voi ieși cu detalii despre acest proiect de lege.
Vă mulțumesc foarte mult și a avut doamna director de la IPA un briefing în care v-a informat și aici mă adresez gospodărilor țărănești care nu au reușit să-și ia noul cod fiscal. Conform legislației în vigoare din Republica Moldova, în mod obligatoriu trebuie să prezentați noul cod fiscal ca să puteți beneficiați de această formă de suport extrem de important pentru dumneavoastră din partea Ministerului Agriculturii și a Guvernului Republicii Moldova. Vă mulțumesc foarte mult!